Da, pentru că vorbim despre, vorbeam despre știri și... La început am fost destul de reticent. Și acum n-aș putea să argumentez. Pentru că odată intrat în lucru și odată ce am început să lucrăm, mișcându-ne de data asta, totul mi s-a părut foarte, foarte interesant și foarte... mult mai aproape de adevăr decât ceea ce facem noi la radio, de obicei. Acum, probabil că ar trebui să învățăm piesa pe din afară și să o facem așa cum făceam eu în 64, un serial în direct, la sâmbătă seara la ora 8, 5, 4, 3 și începeam o oră de serial. E un fel de remember pentru mine de data asta, ca modalitate de lucru. Da, da, în primul rând aici la muzeu, unde e biroul directorului, personajul meu, e o anume atmosferă. Te aștepta așa să fie coridoarele de la radio sau se mai audă uși trântite și mai strigă cineva pe culoar, liniște, înregistrăm sau... Dar liniștea de aici ne duce către anul 1928, când s-au petrecut toate astea și e mai bine pentru intrarea în atmosferă decât ceva așa pur realist. Ne duc înapoi, pentru că imaginația noastră pleacă de aici, de unde suntem, și se duce acolo și la filmele alb-negru, ceva de genul ăsta. Asta mi-a plăcut la personaj, pentru că este ironic, are un umor al lui, aparte, și încerc să-l completez cu nuanțele mele și cu ironia personală și să fac așa o bilă frumoasă și rotundă. Mă farmecă lucrul acesta, mă farmecă micile intervenții, micile înțepături și cred că reușesc să fac un lucru frumos, sper. Da, mă duce gândul tot timpul la piesa lui Orson Welles, Războiul Lumilor, în care toată povestea a fost un boom extraordinar și probabil că, mă scuzați, nu o clipă. Pe biroul directorului sună întotdeauna. Da. Probabil că și atunci, în America și un an mai târziu, la noi, cineva a intuit ce înseamnă teatru la radio. Încă nu-i spun teatru radiofonic, că probabil că nici nu-i spuneau așa pe vremea aceea, și a înțeles ce înseamnă forța imaginației și ce înseamnă manipularea, în definitiv. Noi încercăm să-i manipulăm artistic cu povești și cu învățături de minte. Asta ne salvează. Așa, e manipulare până la urmă. Sărut mâinile. Te spunem povești, îmi place să spun povești și nu numai la radio, și pe scenă și în film. Bine. Mulțumim. Sărmâna. Hai, gata.